Bună ziua și bine v-am găsit la Play IT, cea mai nouă emisiune online de tech și ITNC din România. Sunt Bianca Iordache și emisiunea de astăzi continuă cu hashtag Jos Filtrele, campania noastră care își propune să scoată la suprafață fericirea și frumusețea autentică și naturală și nu cea bazată pe fotografii manipulate digital. Invitata mea de astăzi este extrem de cunoscută de către voi. Este o vlogăriță de succes și o actriță desăvârșită, aș putea spune. Poate chiar cea mai autentică persoană pe care am cunoscut-o până acum. Alături de mine este nimeni alta decât Cristina Almășan. Bună, Cristina! Bună, mulțumesc pentru prezentarea asta foarte drăguță. Și reală în același timp. Mulțumesc și mulțumesc că m-ai invitat în emisiune. Hashtag Jos Filtrele. Ce părere ai de campania noastră? Mă bucur că o faceți. Îmi place foarte, foarte mult formatul emisiunii voastre. Și da, cred că ar trebui să vorbim mai des în online și nu numai despre treaba asta. Despre realitate, să vorbim mai des și să arătăm. Tu arăți realitatea exact așa cum este ea. O arăt, da, o arăt și pentru că eu mă simt bine cu mine și nu știu, nu mi-am modificat niciodată pozele, adică mă rog, în afară de lumini și contraste și așa mai departe, dar nu mi-am modificat niciodată fața, trăsăturile, corpul, pentru că nu știu, deși am fost atacată de foarte multe ori, că sunt prea grasă pentru online, că, nu știu, am o grămadă de riduri și așa mai departe. Am fost atacată de foarte multe ori, dar nu m-a interesat. Uite, aș vrea să subliniem ce tocmai ai spus tu. Eu mă simt bine cu mine și cred că de aici pornește totul, de fapt. Da, da, de aici pornește totul și... Dar e foarte greu să te simți bine cu tine când în jurul tău vezi pe toată lumea care arată absolut perfect. Da. Are o viață perfectă, au un corp perfect, relații perfecte și e foarte greu atunci să te simți tu bine cu tine, care ai puțină celulită, ai niște vergeturi pe aici, acolo, ai niște riduri, ai, nu știu, ai niște bubițe pe față. Ai o viață normală și ai o viață roz perfectă, exact cum toți se afișează pe internet, corect? Exact, da, da. Uite, că tu mi-ai spus mai devreme despre tot acest hate, că este hate pe care l-ai primit, în legătură cu criticile la adresa ta, adresa fizicului tău și mai departe. Te-au dărâmat vreodată? Nu, niciodată. Dar știi de ce? Pentru că eu când m-am apucat de online, deja am avut o vârstă destul de înaintată, ca să zic așa, față de oamenii care se apucă acum de online. Tineri mă refer. Mă rog, și eu sunt tânără, nu, da, nu mă înțelege greșit. Chiar aveam un semn de întrebare că tu spui că nu ești tânără, tu ești tânără în continuare și ești plină de tinerețe și de viață în tine și de glume și de zâmbete și tot ceea ce ar trebui să afișăm de fapt pe internet. Sunt într-adevăr, nu mă înțelege greșit, chiar sunt tânără și mă simt tânără, doar că știi cum e, acum în online cei mai mulți Vlogger sau TikToker sau creator de conținut sunt cei cu vârsta până în 25 de ani. Pentru că au mai mult timp liber, pentru că probabil înțeleg mai bine aplicațiile de social media și probabil de asta. Și de asta voiam să zic că eu m-am apucat la o vârstă puțin mai înaintată și... Erai călită cumva. Eram călită și plus că mă cunoșteam eu atât de bine pe mine, încât nu m-ar fi putut afecta vreodată părerea altcuiva venit din online care nu știe absolut nimic despre mine. Și nici nu are cum să mă afecteze, dar pe cineva care este ușor imatur sau poate naiv sau poate... Nu a dat piept cu viața până în acest moment. Exact, da. S-ar putea să-l afecteze destul de tare hate-ul din online. Am cunoștințe care au suferit de pe urma comentariilor, care s-au lăsat de treabă tot din cauza comentariilor. Dar ai fane care ți-au scris cu privire la, nu știu... momentele grele prin care trec pe internet, pe Instagram, pentru că, domnule, nu corespund standardelor societății actuale. Ele? Da. Am foarte multe, dar cumva pentru că se află în comunitatea mea și pentru că mă văd pe mine atât de deschisă să vorbesc și despre celulita mea și despre, de exemplu, burtica pe care o am acum lăsată după sarcină și... Ceea despre... ce e absolut normal, da. Dar oamenii cred că nu e normal să ai burtică după sarcină. Da, trebuie da. Să fii 90-60-90. Uite, vis-a-vis de asta, cele mai multe comentarii de hate le-am primit pe TikTok. Ok, ne-așteptat. Dar fix după ce am născut,
Foarte mulți mi-au scris, mamă, ce te-ai îngrășat, Doamne, cum arăți, cum să te afișezi așa în online, cum să... nu înțeleg de ce mai creezi content dacă arăți în halul ăsta sau ceva de genul ăsta, nu mai știu cum a zis. Deci oamenii normal nu au voie să acceseze. Da, nu, e doar... Trebuie să arăți țiplă. Dar există astfel de cazuri, nu există... Noi am tot auzit în ultima perioadă și am discutat cu fel și fel de influencer prin campania noastră hashtag Josfiltrele și toate fetele, toate femeile invitate de până acum spuneau, măi, îmi scriu foarte multe fete că suferă de depresie, că ele nu pot arăta ca toate celelalte care au picioare lungi lucrate, manipulate digital în fel și fel de aplicații sau nu au vacanțele pe care oamenii de pe Instagram și le permit și habar n-ai cu ce se ocupă de fapt, dar ei merg în capătul celălalt al lumii. Da. Și băi, am eu o problemă. Poate am eu o problemă. Au ele o problemă? Ce crezi? Nu au o problemă. Cred că singura problemă a lor este că urmăresc niște persoane greșite în online. Adică dacă tu urmărești pe cineva care te face să te simți prost pentru stilul de viață pe care îl ai tu deja, nu e ok. Poate n-ar trebui să mai urmărești persoana. Sau poate ar trebui să o gândești diferit. Dacă îți place stilul de viață pe care îl are... xuleasca pe care tu o urmărești, dorește-ți să ajungi și tu așa, dar nu te frustra. Adică gândește-te constant că vei ajunge și tu acolo, dacă îți dorești cu adevărat. Dacă te frustrează treaba asta, leave it. Adică las-o așa, nu mai urmări. Mai bine nu urmări persoana respectivă. Cred, nu știu, zic. Eu cred că zici corect. Dar tu când ai început drumul acesta pe TikTok și pe Instagram, cu ce gând ai început? La mine treaba a stat puțin diferit, pentru că eu am început pe YouTube întâi și întâi, pe mine lumea acolo m-a văzut. Și am început din dorința de, pentru că așa cum ai zis tu la început, sunt actriță, am început din dorința de a fi actriță pe propria mea scenă, de a fi orice personaj vreau eu. Și atunci am început să creez niște mini-sketch-uri, niște tipologii de oameni și așa mai departe, după care ulterior a început să-mi crească și Instagram-ul, fără să vreau, adică nu mi-am dorit niciodată să-mi cresc Instagram-ul, pentru că nu-i vedeam potențialul. Și nici scopul, probabil. Și nici scopul, exact, da. Dar au venit oamenii pe Instagram, după care am început să cresc și pe TikTok și crescând pe TikTok am început să postez mai rar pe YouTube, pentru că... mă atrăgea cumva mai mult aplicația asta. Erau clipuri mai scurte, ajungeau mai repede la oameni decât pe YouTube. Și mai dinamice. Da, și mai dinamice și știi cum e, trăim oricum în era vitezei și parcă nu prea mai e chef să te uiți acum 15 minute la niște tipologii de oameni pe care le-ai putea face într-un minut pe TikTok, de exemplu, știi? Corect, plus că ai multe alte opțiuni. Da, exact, da. În zilele da, de astăzi. Da. Și uite acum te căutam pe tine pe TikTok, ești unul din cei mai urmăriți TikTokeri români. 1,3 milioane de urmăritori la momentul de față. Când ai început? Am început în 2019, cred. Dar, da, oricum nu, am crescut foarte repede pe TikTok, doar că luasem o pauză, anul trecut am luat o pauză destul de mare. Și nu am mai fost atât de activă nici pe TikTok, nici pe celelalte rețele de socializare. Așa că aș fi putut avea mai mult. Dar Cristina is back. Da, și da, m-am întors. Și cu mai multă putere și cu mai multă forță, pentru că acum ai un ajutor pe care îl tot postezi aici pe TikTok. Da. Că tot vorbeam. Da. Fetița mea. Gălușca mea. Am o gălușcă mică de 7 luni. Și mi-e super dragă, adică n-am cum să nu postez. La un dat îmi spunea cineva, nu înțeleg de ce tot postezi copilul, tu faci parte din gloata aia de influencer de la țară care vor să atragă prin copilul lor sau ceva de genul ăsta, nu mai știu exact cum s-a exprimat. Și am zis că, păi, mi-e atât de dragă fetița, încât eu aș face, dacă s-ar putea, aș face tricouri cu ea și le-aș împărți la unirii. Hei, uite, ia, îmi place. E mândria, adică, de moment. Da, e mândria, da, e mândria de părinte. Și da, nu știu, adică nu văd nimic rău în am postat copilul în diferite clipuri pe care le vom avea ca amintire mai târziu. Și ai mei mă filmau când eram mică și mă uit cu super mare drag la filmările de când lumea și pământul. Că astea rămân în cele din urmă. Da, da. Și că veni vorba de perioada când erai mămică și apropo de hashtag Josfiltrele, tu n-ai folosit filtre nici măcar atunci când aveai o stare proastă sau poate când nu aveai
abar nu am dispoziția necesară să transmiți fanilor un mesaj sau să povestești despre viața ta. Am dreptate sau nu? Da, ai dreptate, n-am folosit, pentru că e ok să mă vadă lumea și așa. E ok să mă vadă lumea și nemachiată, e ok să mă vadă lumea și cu cearcăne, e ok să mă vadă lumea și când am coșuri pe față, nu știu. Este ok? Eu nu știam asta până acum. Nu știam, dacă mă uit pe Instagram, nu este ok să apari naturală. Da, adevărul e că cu cât ești mai real, cu atât ești mai hate-uit, culmea, știi? Da. Și cu cât ești mai fake, mai fals, cu atât ești mai plăcut și îndrăgit. Ce ciudat, nu? Da, este foarte ciudat, dar ai avut măcar curiozitatea să vezi în ce fel îți modifică filtrele astea, trăsăturile feței sau aplicații, da, am văzut. Să vezi cum arăți cu pomeții mai accentuați. Încercat super faimosul filtru de pe TikTok, da, care practic nu pare un filtru pentru că nu, dacă pui mâna în față nu fuge filtrul de pe față și l-am încercat, dar ce crezi, nu-mi place cum arăt cu el. Mi se pare că mă schimbă mult prea tare și nu mai sunt eu. Adică, nu mă înțelege greșit, sunt de acord cu unele filtre care nu îți modifică trăsăturile, care nu știu, poate îți dau o luminozitate sau, nu știu, un blush în pomeți sau chestii de genul ăsta, un eyeliner sau ceva, dar nu sunt de acord cu filtrele care îți modifică buzele, sprâncenele, ochii, nasul. Fața, nasul, da. Cu astea chiar nu sunt de acord. Și am chiar prietene care folosesc doar filtre de genul ăsta când postează online. Din păcate. Și sunt foarte drăguțe, crede-mă. Dar. Pentru că am tot vorbit de filtre și de online, vă invit să urmăriți un filmuleț împreună cu mine și cu Chris înainte de emisiune, când ne jucam cu câteva filtre. Dar știi ce voiam să fac la un moment dat? Când au început să apară filtrele, când au început să apară în online foarte, foarte multe poze photoshopate și editate, mă gândeam să fac... Și toate seamănă între ele. Da, și toate seamănă, da. Păi, e aceeași aplicație. Asta voiam să zic, da, e aceeași aplicație, n-au cum să fie diferite. Mă gândeam să-mi fac o pagină de Instagram în care să postez poze doar cu mine editate. Super editată, gen, nu știu, să mă fac mai slabă, picioare mai lungi. Nasul cârn, hai că știm deja cum se poartă în urmă, să nasul cârn, buze mari, da. Ochii de pisică. Da, neapărat. Neapărat. Da. Corect. Și mă gândeam să-mi fac o pagină de genul ăsta și sunt absolut convinsă că într-un timp foarte scurt ar crește mai mult decât cea pe care o am, cea actuală. Și sunt tu absolut ce crezi convinsă. Că ar fi fost rezultatul? Care crezi că ar fi fost? Dacă ar fi existat pagina aceea, ar fi avut Cristina Almășan editată mai mult succes decât Cristina Almășan naturală? Categoric. 100%. Ceea ce e foarte trist. Da, știu. Dar 100%, sunt absolut convinsă că aș atinge milionul de urmăritori pe pagina aia în, nu știu, 3 luni, cred că, maxim. Sunt convinsă, deci. Pentru că doar astfel de poze reușesc, da. Uite, ce vorbeam cu tine mai devreme și chiar săptămâna trecută am vorbit cu Aluziva în emisiunea noastră despre viața de mămică. Pentru că din afară toată lumea crede că este minunat să fii mămică și nu contest acest lucru, dar vine cu foarte multe greutăți și responsabilități pe care nimeni nu le afișează. Aluziva a vorbit despre asta. Ea le-a afișat, pentru că și ea face parte din categoria asta de naturalețe și autenticitate. Și tu la fel ai vorbit cu fanii tăi și femeile care te urmăresc și le-ai spus, băi, se întâmplă și treaba asta. E ok să nu fii glowy tot timpul când ești însărcinată sau când ai un copil. Țin minte story-urile tale. Și story-uri, dar chiar, nu știu, acum, cred că vreo câteva săptămâni, am postat... Am avut o postare pentru că avusesem o cădere nervoasă. Pur și simplu simțeam că am obosit. Într-adevăr, să fii mămică e absolut minunat.
Nu vreau să mă înțelegeți greșit, că după ce am făcut acea postare în care spuneam că, bă, e greu și sunt într-o depresie postnatală, care e oarecum normală, adică 8 din 10 femei care au născut sunt în această depresie postnatală. Și e cumva normal, pentru că ți se schimbă viața, ai lângă tine în permanență un omuleț mic care are nevoie de tine permanentă și cumva ți se schimbă totul. Nu poți să mai faci tu ce vrei tu așa de capul tău, să pleci oricând vrei, unde vrei, să dormi cât vrei tu de mult. Că pe mine, practic, asta m-a terminat cel mai tare, oboseala. Faptul că mă trezeam de câte 3-4 ori pe noapte, nu dormeam nopțile de 7 luni, n-am mai dormit o noapte întreagă. Cum e? Și am clacat, pur și simplu am clacat, am vorbit despre asta într-o postare și mi-a zis cineva la un moment dat: dar cine te-a pus să rămâi însărcinată? Păi nu e vorba despre asta. Mie îmi place să fiu mămică și nu mă plâng acum. Îi spun doar că sunt niște stări cu care mamele se întâlnesc și sunt absolut normale și că putem primi ajutor de la oameni specializați care să ne facă să înțelegem cum stă treaba și să... bine, contează și oamenii pe care îi ai în jurul tău și dacă te sprijină și sunt acolo cu tine și te ajută să treci peste momentele astea. Deci nu despre asta e vorba, nu e vorba despre cine te-a pus să faci copilul ăsta. Mi-am dorit să fac copilul ăsta, dar vine cu niște schimbări pe care acum încerc să le accept, să le iau așa cum sunt și să move on, să merg mai departe. Dar lumea crede că... lumea, oamenii care nu au copii, cred că... Bă, ce faci tu? Tu stai toată ziua acasă, nu faci absolut nimic, doar stai cu copilul. Ce poate să fie atât și de te greu? Mai și plângi. Da, și te mai și plângi. Eu nu obosesc că stau cu copilul meu. Eu obosesc că stau cu copilul meu și în timpul ăsta mai și gătesc, mai fac și curat, mai și muncesc pentru mine, mai merg să și plimb copilul, stau să îl și amuz, că trebuie tot timpul să fiu, aaa, ce drăguț, mami! Adică nu ai cum să fii supărată în jurul copilului tău, pentru că îi transmit cumva energie. Deci, da, toate astea mă obosesc și faptul că nu dorm și așa mai departe, nu faptul că stau eu cu copilul meu pur și simplu. Și este și comunitatea ta care are în continuare așteptări de la tine și cumva asta e o presiune. Asta e. Deci, ăsta a fost un alt motiv pentru care am clacat, pentru că ți-am spus, luasem pauza aia în timpul sarcinii, pentru că am avut o sarcină toxică și vomitam foarte, foarte mult. Și am luat o pauză, lucru care iarăși m-a afectat, pentru că încetasem să mai fac ceea ce îmi plăcea să fac, de fapt. Și... Simțeai greu, că te pierzi pe tine? Da, da. Și greu. Bine, la mine a fost și mutarea de la București, de la Pitești, care iarăși m-a afectat, pentru că nu mai eram cu prietenii mei, nu mai eram cu anturajul meu, nu mă mai întâlneam cu persoanele dragi mie atât de des. Bine, am făcut un compromis, dar l-am făcut din dragoste pentru familia mea, adică nu regret absolut deloc, doar că e mutarea asta. Schimbare, da, e o schimbare, exact, da, asta e. Dar acum, de când m-am reapucat, mă simt mai bine, adică cumva încep să fiu din nou eu. Și fanii au acceptat noua Cristina, cumva? Sau poate chiar s-a crescut comunitatea de când ai devenit mămică? Nu, n-a crescut neapărat comunitatea, dar m-au acceptat, da, și s-au bucurat că am revenit în online. Adică pe TikTok clipurile mele au crescut foarte, foarte mult. Sunt, nu știu câte clipuri am postat deja de când am revenit, dar majoritatea au peste 1 milion de vizualizări și simt, adică mă ajută cumva și pe mine, simt că locul meu e acolo, da, și asta. Știința. Și asta, da. Și faci foarte bine ceea ce faci, pentru că, uite, trebuie să vă mărturisesc că imediat după emisiunea noastră, Cristina pleacă să facă mai multe TikTok-uri. Da, am o întâlnire cu mai mulți TikTok-eri foarte dragi, pe care oricum sigur îi știți dacă sunteți fanii aplicației TikTok. Și mă duc să fac TikTok-uri, lucruri pe care, uite, când stăteam în București, îl făceam foarte des. Mă întâlneam în fiecare zi cu câte cineva, chiar dacă, nu știu, mă întâlneam cu tine acum la o cafea. Ziceam, hai să facem și niște TikTok-uri, știi? Venea cumva natural. Acum uite că trebuie să-mi programez zilele ca să se întâmple chestia asta. Dar îți hrănește sufletul pentru încă 3 săptămâni. Da, da, asta da. Păi astăzi am pregătit să fac cam 30 de TikTok-uri. Wow! Eu pe contul meu, plus probabil ce idei mai au și ei.
Dar că durează să faci un TikTok. Trebuie să-ți mărturisesc eu ție că eu nu mă pricep atât de bine la un TikTok. Să creez eu propriul meu TikTok. Nu mă atrage atât de mult. Păi, depinde foarte mult de ce TikTok vrei să faci. Dacă vrei să faci un trend actual de pe TikTok, nu știu, un dans, s-ar putea să-ți ia destul de puțin. Mă rog, îți ia mai mult până înveți mișcările respective, dar filmatul în sine îți ia foarte puțin. Dacă vrei să faci un sketch, iarăși depinde. Dacă este un sketch scurt, cu cadre bune, ce faci bine tu și așa mai departe, s-ar putea să fie tot scurt, nu știu, maxim 20 de minute, să zic îți ia. Dar dacă faci sketch-uri în care, acum vorbim aici în emisiune, cadrul următor este la Arena Națională și cadrul celălalt se întâmplă undeva la piscină, s-ar putea să-ți ia mai mult. Depinde de ce vrei să faci pe TikTok. Și acum întrebarea supremă, pentru că sunt foarte multe persoane contrariate și am auzit întrebarea asta în foarte multe locuri. Spune-mi dacă TikTok-ul plătește persoanele care au atât de mulți urmăritori. Nu, nu. Adevărul a fost spus. Din păcate, la noi nu se întâmplă asta. În afară se întâmplă deja treaba asta. Motivul pentru care la noi nu se întâmplă asta este că românii nu își plătesc taxele la stat. Serios? Asta este adevărul crunt, da. Și a pornit totul de la YouTube, pentru că pe YouTube tu ești obligat să-ți plătești niște taxe pentru banii pe care îi încasezi din vizualizări. Și pentru că românii nu o fac, cei de la TikTok au decis să nu plătească până nu se mai așează puțin lucrurile. Așa că noi în România nu primim niciun bani. Deci iată, speranțele au fost pulberate. Deși se fac bani pe TikTok, dar nu din vizualizări, se fac bani din live-uri. Și din campanii, nu? Și din campanii, da. Practic, oricum, noi, content creatorii, cumva din asta trăim, din campanii. Nu ne plătește nici Instagram, nici TikTok. Pe YouTube se plătește, dar nu ca în afară. Adică sumele nu sunt atât de mari încât să-ți permiți să stai liniștit, nu știu, o lună. Bun, Chris, emisiunea noastră a ajuns la final, dar nu mă pot abține pentru că eu sunt nou în TikTok și tu ești aici și eu trebuie să profit de faptul că tu ești aici alături de mine. Am nevoie de ajutorul tău să creăm împreună un filmuleț pe TikTok. Ce zici? Ok, hai, profită de mine, ok. Îți mulțumesc pentru prezență, Chris, a fost o minunată plăcere să fii alături de noi și sper că vei fi în continuare alături de noi în campania hashtag JosFiltrele, deci te mai așteptăm la emisiune. Mulțumesc mult pentru invitație, cu siguranță am să fiu, pentru că îmi place foarte mult campania voastră, așa cum v-am zis și la început. Și pentru că ești deja de-a noastră. Și pe voi vă invit să intrați pe contul nostru de TikTok, WowBiz, să vedeți TikTok-ul realizat de către mine și Chris, să-mi spuneți cum ne-am descurcat. Aici se încheie emisiunea Play IT, eu sunt Bianca Iordache și ne revedem săptămâna viitoare. Pe curând!